prima apariție din program. Nu sunt niște necunoscuți. Este vorba de o piesă răsplătoare Carpathian Show din București. Câteva cuvinte despre ei. Orchestra Răsuflător Carpathian Show a fost înființată în anul 1997 la inițiativa domnului Hans Groza, aici de față, conducătorul formației, a doamnei Mariana Duliu, directorul Casei de Cultură din Grecia, și a domnului dr. Claus Fabricius, președintele Forului Democrat al Germaniei de Sfântul. Formația Carpathian Show continuă tradiția renumitei orchestre răsuflători care a existat la Casa Schiller în anii 70-80 sub conducerea lui Emil Franz și Andreea Sprez și care se numea de asemenea Carpathian Show. Au fost adesea în turnee organizate de Casa Schiller și filialele Forumului Democrat al Germaniei în România pentru reprezentanții minorității germane la Brașov, Media, Sibiu, Galația și Constanța și în alte localități. În fiecare an cântă la Casa de Cultură Schiller în cadrul Carnavalului Tradițional German, la sărbătorile de Paști și de Crăciun pentru membrii Forumului German din București. Formația este compusă din Hans Groza, conducătorul formației din Nord și saxofon, Cristian Canjuc, trompetă, Stefan Abraham, percuție, Dan Cărdei, saxofon, Victor Hoc, trompetă, și Romeo Cercel, orgă. De asemenea, Carpathian Show a interpretat și a fost invitat de nenumărate ori de ambasada Germaniei la București, la diferite manifestări, în special la Ziua Germaniei, Ziua Unității Germane. Să ne bucurăm împreună cu Carpathian Show București! Știți cum e ca la nuntă cu dedicații? Formația Carpathian Show dorește să spună împreună cu noi la mulți ani domnului Claus Fabricius, președintele nostru!